Evaziunea fiscală în industria cărnii pune bani în buzunarele băieților deștepți, iar veniturile lor se măresc de la o zi la alta. Plătim prețuri mari pentru produsele din carne și credem că așa contribuim și la stat cu o parte din bani. Dar, de fapt, umplem conturile evazioniștilor. Aproape jumătate din valoarea produselor ajunge în buzunarele comercianților prin diverse metode, care de care mai ingenioase. Mă întrebați al de... Cu cât dați kilogramul? Nu, la bucată. Nu dăm la kilogram. La cupete de acolo cât costă? Da, la 5 milioane. Păi, ăștia 6 milioane. Cu două luni înainte de Crăciun, la fermele de porci, oferta este pe categorii. Porci mai mari, mai mici, potriviți. Crescătorii își așteaptă deja clienții care să rezerve animalul pentru masa de sărbători. Pentru că cererea este mare, nu vor să lase niciun leu la preț. Cât despre factură, nici nu poate fi vorba. Și dacă luăm 3? 3 de care? Ăștia mari. Ăștia mari. 600. Așa mi-a zis soțul ăsta, cred. Și factură ceva ne dați? Nu! Importurile intracomunitare prin suveica firmelor fantomă, dar și tăierile ilegale din gospodării sunt principalele surse de evaziune fiscală în industria cărnii. Cumpărăm carne crezând că o parte din preț ajunge în viseria statului, dar de fapt umplem buzunarele evazioniștilor. 60% din cantitatea de carne tranzacționată în România se comercializează pe piața neagră. Asta înseamnă o pierdere de 230 de milioane de euro la bugetul statului. O treime din carnea de porc care ajunge pe rafturile magazinelor și în piețe vine din import. Și nu întotdeauna legal. Valoarea importului evazionist de carne de porc este de 115 milioane de euro, iar statul pierde 22 de milioane din necolectarea TVA-ului. Cea mai mare evaziune este pe importul intracomunitar și pe relațiile intracomunitare. Odată intrate în România, facturile dispar, produsele sunt vândute fără TVA, deci cu 24% profitul e mai mare, că prețul nu e mai mic. Aceste animale care vin din import nu au nicio calitate deosebită a cărnii și influențează negativ prețul celor de aici. Evaziunea fiscală, faptul că se aduce carne ieftină, dar nu este prețul real, pentru că în ea nu sunt cuprinse toate costurile. Soluția pentru combaterea evaziunii fiscale este reducerea TVA-ului de la 24% la 9%, spun reprezentanții industriei. Asta ar însemna și un preț mai mic la raft. Cum vi se pare prețul cărnii de porc? Foarte scump. Am dat pe 4 bucăți 13 lei. Foarte mult. E mult. Deci prețul e destul de mare în comparație cu salariile, cu veniturile românilor. România are cel mai mic randament de colectare a TVA-ului din toate țările europene. Pierde miliarde de euro anual din evaziunea fiscală.